Bună ziua! Astăzi o să fac ceva deset foarte special la care nu v-ați gândit. O să fac ca un fel de lapte de pasăre, dar cu sos de vanilie. Cu sos de vanilie, da, și cu sos, ca un fel de sos de smeură. O să iasă foarte fain. Deci, mai întâi o să începem la sosul de vanilie. Prima și prima dată. Avem aici 500 de mililitri de lapte. Trebuie să-l punem la fiert. Așa. Ok. Și noi, între timp, am aici vanilie naturală. Cum îi spune? Baton de vanilie. Baton de vanilie. Așa se numește. Vreau să miros. Vreau să miros. Da? Da, miros vanilie. Nu știu că l-am folosit de aici și ăsta îl pun acolo, știi? Ah. Și ăsta la alt nu. Ăștia l-am primit de la Adina. Adina, îți mulțumim. Chiar de la ea le-am primit. Și acum le folosesc, Adina dragă. Sper să reușesc, dar reușesc, cred că. Deci trebuie tăiat ca să scot din ea conținutul ăla de vanilie. Eu nu mai am curent suficient. Curent? Să aprind becul. Ai, hai să văd dacă pot. Și trebuie să-l desfac parte și pe altă și să iau conținutul ăla. Și da, înăuntru, o să vă arătăm imediat, înăuntru e un ca și, cum să spun, o modă. Dacă nu aveți așa ceva acasă, atunci puteți să luați vanilie naturală la plic, de la, cum îl cheamă? E ca și o pulbere înăuntru, ceva de genul. Da. Cam vreau să-l iau, da, încerc. Așa. Uitați aici, vedeți? Nu știu dacă se vede. Să și vede. Dar stai că... Nu am da. Blitz. Așa. Până ajunge laptele să fiarbă. Păi oricum, eu aici reușesc și eu, știi? Și asta se poate pune așa în lapte. Le pun? Da, poți să-l pui. Vedeți cum lasă conținutul dinăuntru în lapte? Vedeți? Da. Uitați aici, vedeți? Da. O să iei așa și să pui acolo. Stai că mă iau. Deci asta să fie o cremă de vanilie naturală. Asta da. E vanilie naturală, nu-i cu budincă. Așa. Carmen, ești aici? Da? Nu pleca, vine aici. Ce? Hai să-ți arătăm cum se face crema de vanilie naturală. Uite, vezi, acolo e vanilia. E batonul de vanilie, da. 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 Și se scoate conținutul, se da de afară. Conținutul scos. Da, știu, da. Angie, mai poți? Da, ce are? Păi, da. Până mai încolo, știi tu. După aia nu mai vrea să facă patul. Nu, nu. Uite ce frumos este. Da, da, aici un pic mai trebuie și să... Și ăsta, Angie, după ce o fiert, trebuie dat un pic prin sită. Nu mai trebuie. Ca să nu răm, știi? Uh-huh. Bravo, Angie! Așa. Mai este puțin. Mă descurc, mă. Aia știu eu. No, asta o las așa și o pun acolo. Așa. Pentru că nu mai este nu știu ce. În ea. Așa. Ok. Laptele fierbe. Trebuie să fiarbă 3 minute cu vanilia naturală înăuntru.
Să pune aici la fiert apă și o să facem pe aburi albușul de ou cu zahăr. Și atunci când s-a scos de aici crenguțele astea de vanilie, nu știu cum să le spun, atunci se adaugă în lapte. Câte ouă avem nevoie? 6. Deci avem nevoie, copa, de 6 ouă. Am auzit ceva aici sus. Da, știu că... Pisica are? Cred că da. Sau șoricelul? Nu știu care din ei, dar... Nepotul meu când era mic... Avea vreo 2-3 anișori. Spunea Bojolanu. Da. Ok. Aici sunt 6 ouă. Da. S-a pus acum pe baia de aburi. 6 gălbenușe. Și ce-a spus? 6 ouă? Da, 6 ouă. Și albușurile sunt aici. Așteptăm pe toate spuma. Vedeți cum. Și... punem 80 de grame de zahăr și amestecăm așa frumos până să face o cremă. O cremă. Să dăm mai încet un pic. Lasă că nu cred. Nu fie chiar așa fierbinte. Dacă e prea fierbinte, se gătește. Păi da, aia zic, că trebuie dat un pic mai încet, știi? Dar nu ajunge pe apă, Angie. Trebuie în continuu să amestecăm. Deci... Cred că trebuie să dai un pic mai încet. Păi da, eu știu. Trebuie să iau, că mi-e frică că se gătește ouă. Știi? Și... Așa. Deci, trebuie avut răbdare. Da, și trebuie învârtit tot. Avut grijă să nu se gătească. Dați pe o treaptă mai mică. Acum liniștit, Angie. Zic că e gata. Și eu zic că e gata, că deja, uitați, s-a făcut ca pe o cremă. Deci chiar s-a făcut ca o cremă. E super! Ok. Ecco, mi lasso un po'. Ok, și conținutul ăsta, adică aici în conținut punem laptele. Conținutul de ou să punem lapte. Rămânește așa. Așa. Invers, da. Așa, acum. Eu știam că invers. Dar cred că nu contează. Nu contează, numai să... Așa. Așa. Și uitați, aici ce până niște băl un pic dat. Mai tare? O, mai tare un pic. Thank you.
Ok, budinca noastră este gata. Angel a luat-o după foc. Deci nu trebuie să ajungă în punctul de fierbere, că atunci ouăle să fac ratotă. Trebuie să țineți sub punctul de fierbere. Ok. Acum fac ăsta. Sosul de himbeare. De smeură. Nu, no, păi dacă văd aici că scrie pe nemțește... Da, și eu tot așa am mie să zic. Eu nu mi-s de vină dacă scrie pe nemțește. Natalia? Ce cânti? Acum aici facem. Aici avem 300 de grame de... Smeură. Smeură. Eu himber. Tot himber, îmi vin să zic cum scrie acolo. Punem aici tot conținutul. Așa. Și acum tăiem o jumătate de lămâie. Să vedem acum, poate îl pun pe tot, nu știu, o să gustăm. Da, eu zic că jumătate e mai mult decât suficient, că fi prea acru, că și smeura e acrișoară. Acrișoară, da. Așa. Și o punem aici. Așa. Și punem miere. Mierea noastră. Îi e miere adevărată. E miere adevărată. Nu știu cum pare să topește. Să adică să... Aș fi bine încălzită, cred că un pic. Cade jos! Nu-i bai. Nu se cade că am găsit ceva acolo, dar nu știu de unde. O furnicuță. O furnicuță, da. Nu știu cum a ajuns acolo. O vreau să sinucide. Deci două linguri trebuie. De miere. Asta nu se fierbe. Eu am crezut că se fierbe, dar nu. Din cauza lui miere. Nu-i voie să fierbem. Destul nu mai bune. Așa, și acum cu blenderul. Dăm puțin prin blender. Așa. Gata, am gustat mai înainte. Foarte fain a ieșit, foarte fain. Dar totuși trebuie dată prin sită. Normal, așa și scrie că trebuie dată prin sită, nu? Ca semințele să nu mai existe. Așa. Deci asta le luăm cam. Pa, am dat pe lungă. De ce culoare deschisă are. Da. Roșu, aprins. Nu pot să aprind blițul, că n-am destul de baterie, ce ciudă mie. Da, merge. Da, îmi dai cam fină sita asta. Da, dar uite că merge, uite, vezi? Păi așa trebuie fină, că scrie, știi? Numai că trebuie să... Dai la o parte după ce ai terminat să îmbuni, da. Știi? Așa, nu mai arăpun. Ce am făcut la pacient? Făcut ori de ziua lui cu sos de smeură. În Elveția când am lucrat. A fost ultimul lui tort, sărăcuță. Da. Werner Sigrist. Acum, ce să faci? A fost un om ca lumea. Foarte, am să nu la el. Chiar un om bun.
Angie nu l-a cunoscut doar la telefon. Da, s-a văzut că a fost un om bun. Trebuie să sper să tată să mure, altfel nu mai pot. Nu, da? E plin de fiate câte, da. Câte sunt. Foarte mult cățe. Gata, ai fai. Să-l dăm jos. Se poate face și cu capșun la fel. Se poate face și cu smeură, și cu afine, da. Și cu... Okay. Frăguțe. Cu ce se mai poate face? Nu, no, cu toate. Uite aici ce frumos s-a făcut. Vezi că de jos ai mult. Știu. Știu că asta fac eu acum, știi? Uite, nu știu. Uite așa. Imediat, imediat. Trebuie să ai răbdare un pic. Natalia, că trebuie să spun. I-am dat să guste și acum au zis că vreau direct în farfurie. Zici la tine? Nu, mami, asta-i smeură. Uite la masă acolo. Hai. Ce asta? Și e tot smeură. Dar asta-i gelatina asta. Aia e budincă, nu-i gelatina. Păi stai. Stai, Natalia, că trebuie... Uite-te, că ai făcut acolo. Eu am făcut cum ți-am dat să guști. Imediat, încă nu-i gata. Stai să vezi ce fain o fi. Așa, deci am curățisit. Acum iară din nou. Eu pun pe toate. Uite că și-a lingură pe tata. O da de gust. De gust ceva. Lasă lingură acolo. Imediat. Lasă lingura. Nu, lasă să guste acum un pic, nu. Și... Mă stai, numai un pic, Natale, ok? Te filmezi? Să te vadă Timea. Te vede Timea, zice salută pe Timea. Zice, ceau, Timea. Vine mai aici, că nu poți să te filmezi așa după colț. Că telefonul l-a încărcat. Spune, ce-au Timea? Ce-au Timea? Vezi că dai cu rețeta pe jos. Ce ai în mână? Nimica. Nimica. Imediat e gata și sosul de smeură. Deci e simplu sosul de smeură. Nu trebuie ca să îl fierbeți și are vitaminele lui acolo, mai ales că și mierea. Deci e super. Chiar îmi place. Îți place? Nu-ți place? Mm-hmm. Îți place? Da. Ok, uitați și aici, e gata. Lămâie. Lămâie vrei, Natalia? Nu, gusta lămâie. Bine, Angie. Ok. Cred că e suficient. E suficient, da. Uite acum poți să prind becul. Da? Așa. Ok. Ce bine că am lăsit asta. Vezi că asta e hârtie. Știu că e hârtie. Ok. Dacă o pun la spălat așa în mașină. Da. Așa e bun. Imediat. Așa, 180 de grame de zahăr. Am pus ulei, că mai mult.
Bine, Angie, lasă că numai 4 grame pe asta. Așa, de ce n-ai scos și... Am uitat. Stai, Natala? Și eu vreau. Natala? Natala? Nu, ce tu vrei să faci? Da. Hai, trebuie să pun aștia. Aici, da. Așa. Trebuie să pun și prin coace. Asta e minion al lui Natalia. Trebuie să nu-i dai drumul. Ok. Să nu dai genul, iubita. Ok. Acum, și imediat. Aici îți șase albușe și punem 180 de grame de zahăr. Să mai bate acum? Dacă ai pus totodată. Da, să bate. Uite, nu mă încerc. Îmi ajută că mi-e frică. Hai că țin și eu, ok? Dă-i ei, mă. Ține de bol. Ține de bol, mama. Așa. Da? S-a topit zahărul? S-a topit zahărul. S-a bătut ouă. Da. Eu când mi-e frică. Natalia. Da. Așa. Fiți atenți ce se întâmplă acum. Deci pentru noi e premieră rețeta asta. Să punem apa asta care e sub punctul de fierbere și se lasă acolo. Să faci așa ca și o gălușcă. Nu trebuie să fie gălușcă perfectă. Și să lasă 3 minute pe o parte, 3 minute pe cealaltă parte. Natalia, ori gălăgii cu scaunul. Ce real e și să mai scutură. Să mai scutură. Scaunul. Pune-te pe alt scaun. Pune-te pe alt scaun. Așa, să fac ca o gălușcă. Eu cred că Timia nu e așa rea ca tine. Nu-i cu minte. Așa. Cred că las numai aștia patru, știi, și atunci când e gata, le pun aici și atunci încep cu celelalte, știi? De ce? Să nu se da, prinde unul de altul? Eu mis aici la încărcat. N-am libertatea mișcării. Nu se lipească, știi? Trebuie să stea deoparte unul de altul. Și trebuie 3 minute așa lăsate și după aia trebuie să întorc cealaltă parte. E bun? E bun? Foarte frumos arată. Foarte mare. No, și atunci când sunt gata, le punem aici. Să se scurgă de apă. O să mă las acolo. Poți să le întorci acum. Cam greu am întors-o pe aia de la Natalia. Știi? Păi poți să întorci cu două lingurițe odată. Așa. Ai dat-o pe aia. Da. Nu vreau. Când îți gata astea, mama, atunci să mai dă. Uite ce fain s-au făcut. Da, foarte fain. Super. Așa, să le dau mai încolo. Acum pe asta la altă parte. A, tu dai cu ele. Păi încerc să nu dau. Așa. Și imediat sunt gata astea, pun iar altele.
Și tot așa. Și tot așa, da. Deci acum ele se pun așa pe hârtie ca să scurgă apa. Nu zic că pot să pun mai multe dată. Ca să nu stăm atâta după ele. Știi? Ui, scaunul ăla, că-l arunc la tomberon. Nu arunc la gunoi. No. La ce ești, babă? Norișori pufoși pe apă. Da. Desertul. Norișori. Pufoș cu smeură, sos de smeură și de vanilie. Văd că la Natale îi place foarte mult. Îmi place, da. Să mai pun? Mai pun, ia. Sunt gata 3. Pa, pa. Unul l-a furat Natalia. Da, l-a furat Natalia. Așa. E faină rețeta, chiar îmi place și mie. Așa că e faină. Cine-o găsit? Merge pe 3, vedeți, trebuie menținut așa, temperatura. La temperatura. Așa. Pe curând, până suntem gata. Păi da, până ce suntem gata, am pus un... No, ok. Deja. Așa. Vedeți? Așa, punem sosul de vanilie. E suficient, nu? Era suficient unul singur. Nu mai zic nimic. Să-i pun mai mare la Carmen sau mai mic? Vrei norișor mai micuț? Mai mic. Norișor mai mic? Da, un norișor micuț pe seară. Așa. Oh, este seară, da, ok. Și nu vreau să plutesc prea mult. Da? Carmen, dragă. Așa. Și un pic de sos de... Smeură. Smeură. Pun deasupra la norișor. Eu zic să pun de roata acum. De roata? Sau, nu știu, nicio. Că nu se mai vede norișorii frumoși. Sau cum vrei tu? Să pun așa pe margine. Știi? Așa. Okay. Așa. Și pe margine așa. Zic. Știi? Da, cu sunii, da. Aici era fain dacă aș pune deasupra. Ai frunze de mentă. Da, chiar, mă. Frunze de mentă să pun. Trebuie să pun așa câte o frunzuliță. Da, spală. Da, mă. Sorry. Hai că se pun așa. Poate fi o goangă pe ea. Așa. Hai, că facem așa. Să fac! Nu fac. Nu fac. Așa? Fă-i o poză. Păi prezintă prima dată și după aia facem poză. Așa.
Aceasta a fost realizarea mea. Sper că v-a plăcut. Încercați și voi. Acest desert este foarte bun. Natalia, sincer. Continuă ce vreau. Îi fac și la Natalia. Tot așa. Vrei și tu așa, Natalia? Da. Da. Mm. Vreau să dau eu... Trebuie să-i facem poze. Da. Înainte. Ok, face poză și atunci... Și atunci o servește, da. Carmen. Ce miști tu pe acolo pe lângă? Nimica! Nimica! Tu te joci acolo? Ei, și servește în Sonic. Ei, mă. Ia uite. A, sute smeura. Da, i-am mâncat două porții. Da. Natalia, da? Lasă lingura, că nu mai e nimica pe ea. O mânci? Natalia are măcar... un pic de temperatură. Hai să iau așa măcar să ai cerunghi. La farmacie. Nu mai avem nimic pentru temperatură. Nu. Adică am algin, dar foarte puțin. Ok. Așa. Ia. No, hai să vezi. Gustă. Să gust? Da. În primul rând vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Angie pentru... Oricum este un efort să creez așa ceva, efort. E obosită, a făcut astăzi destul pentru mine. Îți mulțumesc frumos, Angie. Într-adevăr, ea întotdeauna și în mesaje are gustul frumosului și al felului cum prezintă tot ceea ce ea creează. Ea face rețete deosebite. A doua, e a ta? Nu știu. Și aici mă simt la restaurant. Deci, și acum am să vă spun. Cum e? E într-adevăr delicios. E foarte bun. Este o combinație acrișor cu dulce. Iar da. Norișorii ăștia pufoși. Sunt pufoși. Încep și eu ca de acena, așa, dar n-am talentul lui. Și, într-adevăr, această combinație îți dă, adică creează curcubeul în cerul limbii sau gurii. Cerul gurii. Adică sunt deci foarte, foarte, arată și super și, într-adevăr, este o rețetă care merită să o încercați. Da. Are eleganță, are gust, are rafinament, are tot ce vrei. Felicitări, Angie! Cred că vreau să fac poze și la... Și mulțumesc încă o dată pentru la tot. Ce? Mulțumesc pentru la Natalia, acum. Acum, Natalia. Vrei, Natalia, și tu? Stai că îi pune și ei. Stai, îi te spune aici, că ai sos. Okay. Nu, ai. Aici, ia vrea cu mine, da. Uite. Okay. Uite, stai așa, stai, uite, ia ăsta, lasă lui Carmen, iubita mea. Nu, vreau de la Carmen. De la Carmen? Nu, lasă-o că să mă duc. Dar nu necăjit. De ce ăsta e lui Carmen și ăsta e lui Carmen? Nu-mi place să te deranjeze pe tine, nu, în fine. Nu, hai. Hai. Acum nu te supăra, că ți-am dat-o eu. Ok, da? Hai că ia Carmen asta. Este de la Budincă, știi? Și acum te rog frumos să servești, așa frumos. Și să-mi spui... Cine? A, e mentă. Da. Mentă, și să-mi spui dacă într-adevăr îți place. După dar combinat. După două porții. Așa. Așa, așa împreună cu tot și cu sosul. Bravo, Natalia. Și gata. Și acum... Am terminat. Da. E ok? Da. Mulțumesc, mami. Mulțumesc. E foarte bună, mami. Hai. Noi v-am lăsat. V-am pupat. V-am pupat și vă doresc noapte bună și vise plăcute. La revedere. La revedere. Deci, oameni buni, am gustat eu acum. Combinația e mai mult ca perfectă. Deci, când am gustat prima lingură, am rămas paf. Da. Da, este o combinație foarte fină. E ceva cremos. E ceva elegant. Da. Uite, este... am mâncat amândouă. Amândouă am mâncat tot. Deci, luate împreună,
Împreună, da. Împreună. Deci adică luate împreună. Toate trei. Toate trei. Mamă, deci... Da, este ceva foarte bun. Și eu, cu prima ocazie am să o fac, pentru că, într-adevăr, merită. Merită. Este o definiție extraordinară. Deci crede-mă, tu nu știu. Nu realizezi când le iei pe toate trei în gură, da, știi? Da, eu toate. Nu am gustat așa sosul. Păi știu, dar ia le pe... Ai văzut? Împreună trebuie. Deci nu că gustosul, gust norișorul, deci împreună să le iei în gură. Deci e foarte bun. Am rămas paf când am gustat prima lingură. Da. Deci. Ne-a lipsit dacii. Liniște. Budinca asta face ceva cremos fin. Norișorul ăsta a fost dulce, combinat cu finețea asta de budincă și cu sosul ăsta dulce acrișor. Da, de zmeură. Îi dă un așa... Sunt trei gusturi diferite, foarte complexe, foarte interesante. De ce spun complexe? Fiindcă dau trei gusturi diferite foarte plăcute. Și în combinație, când le simți în gură, îi dă un gust așa plăcut. Deci, dacă ar fi numai budinca cu norișorul, ar fi un pic prea dulce. Da. Dar fiind sosul ăsta de zmeură acrișor, deci îți dă cumva un wow. Da. Îți schimbă. E foarte nu te lasă, de exemplu, să te grețolești de prea dulce. Da. Îți dă ceva... Un intervine în gustul dulce și atunci îl schimbă automat. Da, da. Da. Foarte fain. Deci eu nu m-am așteptat să fie așa bun, crede-mă. Da. Mai trebuie să bea un cană de ceai. Mai este acolo. Era păcat să nu gusti. Da. Era păcat. Uite că tot mai mănâncă. Este. Mai este, nu? Mai este, așa da. Așa-i dacii. Deci, Doamne, ajută să nu mai doară fierea. O scot un. Nu. Că atunci nu mai avem degustător. Da. Deci, credeți-mă, e foarte bun. Vă rog frumos ca să încercați și voi. Că... E adevărat, așa este. Nu uitați. Nota 10, nota... Nu există nota. Ce? Mai mult. Nu există, nu. Pe cuvânt, nu exagerez nimic. O notă neprețuită. Exact. Foarte exact. Bun. Deci asta e un desert care dacă se servește, se poate servi și cald pe timp de iarnă. Da. Dar și vara, dacă îl pui la rece, îți dă o răcoare. De exemplu, să pui într-o cupă de vin. Da. Înțelegi? E minunat. Și atunci se scurge sosul peste tot, din norișor și până jos. Îți mai pun eu, Ange? Și atunci... Da. Nu. Dar nu mult, puțin, să-mi pui sos și... Da. Că e prea târziu și nu... Dar mai mănâncă, e foarte bun. Deci nu exagerăm cu nimic, chiar nu... Nu, dar serios, deci combinația cu sosul ăsta care l-am făcut, nefiert, deci alții îl fierb, știi? Dar e nefiert cu miere de albine și cu, cum să zice, cu zeamă de jumătate... De lămâie. De lămâie, da. Jumate de... Da. Lămâie, zeamă de lămâie, jumate de lămâie. Cum ai făcut tu? Lămâie, deci, da, pe el. Asta înseamnă că este foarte bun. Foarte. Da. Deci... Foarte bun. Deci, vă rog să mă credeți. Credeți-mă. E simplu de ușor, simplu de făcut, foarte rapid și ceva deosebit ca și desert. Și ca și culoare. Și culoarea, da. Da. Sunt trei culori foarte frumoase. Da. Deosebit. Am venit, eu n-am vrut să mănânc, că nu sunt așa. Încă ești în refacere. Da, încă sunt în refacere cu digestia, dar atât a fost de curios cum ați lăudat, că eu făceam acolo video și așa să văd. Merită. Na, bine. Hai, 1, 2, 3 și aplaudă pe Angie, hai. Bravo! Bravo, Angie, să ne mai faci! Bravo, felicitări! Gata, bravo! Ok! Hopa! Gata! Bye-bye! Bye-bye!
în închinare. Vreau să te întâlnesc, Iisus. Eu sunt slab, dar Tu ești tare și sfânt, ești sfânt. Ia-mă în brațul Tău de Tată când sunt urmărit de rău și cu vocea tremurândă să spun, ești sfânt. Tot puternic împărat, îngeri și serafim înalță același imn. Sfânt e, sfânt e Dumnezeu. Fiecare zi cu Tine e un pas spre veșnic. Tău să mă îndrume noapte și zi. Înconjoară-mă cu brațul ce s-a întins pe crucea grea și revarsă peste mine.